În numele Domnului Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu vom deschide serviciul divin în această sfântă zi de sabat după amiază, cântând spre slava sa primele două strofe din imnul 151. Părinte bun și sfânt, îți mulțumim frumos că în această după-amiază de sabat suntem la picioarele Tale. Îți mulțumim frumos, Doamne, că Tu ești totdeauna cu noi. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale din viața noastră, Doamne. Doamne, Te rugăm să fii Tu cu servul care ne va spune din cuvântul Tău în această după-amiază, să-L insufli de la Tine, Doamne, și să ne spună cuvântul că a venit de la Tine, Doamne, iar noi să fim ascultători și împlinitori ai cuvântului Tău. Amin. Predăm pe brațele Tale toate problemele noastre, Doamne, și Îți mulțumim, Doamne, chiar și pentru anumite situații neplăcute, Doamne, Îți mulțumim frumos că Tu ești cu noi și ne călăuzești pe drumul cel bun. Ajută-ne să ascultăm de insuflările Tale și să trăim după voia Ta. Amin. În numele Preasfânt al lui Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim frumos. Amin. Amin.
Dragi frați și surori, mă bucur să ne revedem. E o comunitate la care mă gândesc cu plăcere de multă vreme, așa cum mai știți unii dintre dumneavoastră, am copilărit pe aici, am petrecut o parte din tinerețe, partea cea mai frumoasă, să zic, așa încât am toate motivele să mă bucur astăzi că mai văd pe unii dintre dumneavoastră, unii dintre cei care erau pe vremea aceea. Sigur, unii au mai plecat, au plecat dintre noi, alții au plecat prin alte părți. Înainte de toate, aș vrea să vă aduc salutul comunității din care fac parte, Comunitatea Speranța din București, și salutul colegilor mei de la Institutul Teologic și în special al fratelui Marius Munteanu, președintele nostru, care m-a rugat special să... Și mulțumesc, mulțumesc. Așa cum a fost făcut anunțul, pentru după amiaza aceasta, avem un cuvânt care este mai degrabă un seminar decât un scurt, foarte scurt seminar, decât o predică. Este vorba de citirea inteligentă a Bibliei. Biblia se poate citi oricum ca orice altă carte, se poate silabisi, se poate învăța să citim pe ea, dar se poate și citi cu adevărat, în așa fel încât să înțelegem ce vrea să spună. Așa cum e nevoie să învățăm să citim literă cu literă, silabă cu silabă, cuvinte cu cuvinte, tot așa e nevoie să citim, să învățăm să citim și să facem legătura între idei și idei, între logică și logică și așa mai departe. Biblia este o carte inteligentă, o carte care a fost inspirată de un spirit inteligent, o carte care vine de la Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să învățăm să o citim inteligent. Sigur că avem cu toții experiența aceasta și știm să facem deosebirea între o citire inteligentă a Bibliei și una mai puțin inteligentă. Cu toți avem experiența greșelii, ne dăm seama că am greșit într-o anumită interpretare și atunci învățăm din greșeala respectivă. Întotdeauna din greșeli învățăm dacă suntem inteligenți. Așa încât aș vrea să vă propun în după amiaza aceasta câteva reguli, să zicem așa, principii și reguli de citire inteligentă a Bibliei. Înainte de toate, cel mai important principiu de interpretare a Bibliei este acela al onestității spirituale și raționale. Adică este necesar să fim cinstiți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi am scris cuvântul, nu noi. Există un text pe care l-am primit, care a ajuns până la noi și care trebuie să-l respectăm. Prin el Dumnezeu ne vorbește. Cum anume ne vorbește Dumnezeu? Lucrul acesta se învață, nu se primește dintr-o dată, se învață. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 4, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. El făcea aluzie la unii învățători care stricau cuvântul lui Dumnezeu și care umblau cu vicleșug. Deci, lipsă de onestitate, dar și lipsă de... Deci, o manipulare a Bibliei până la urmă și a celor care o ascultă. Ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Este foarte important ceea ce am și subliniat aici. Prin arătarea adevărului, așa fel arătăm adevărul din Scripturi, încât ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc, orice minte omenească, orice conștiință, orice rațiune, trebuie să fie în stare să vadă, să înțeleagă că așa este corect. Dacă am interpretat corect. Și dacă Evanghelia noastră, totuși, este acoperită, pentru că este clar că nu toți văd înțelepciunea interpretării corecte, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
Sunt multe de spus în legătură cu ce voia Pavel să spună prin acest text, dar nu acesta este subiectul nostru, ci este doar un început pentru a discuta, pentru a pune în fața dumneavoastră aceste probleme legate de citirea inteligentă a Scripturii. Există mai multe moduri de a citi Biblia care ne sunt propuse în lumea noastră. Probabil că ați auzit, de exemplu, de codul Bibliei. A existat o carte care s-a publicat, un bestseller în Statele Unite și în toată lumea. Cred că a fost tradusă și în românește, n-am fost curios să verific, dar e tradusă în toată lumea și răspândită. Și se crede în felul acesta că Biblia ar avea un mesaj codificat. Pentru ei nu contează ce este scris în text. Trebuie să fie mesajul pe undeva prin altă parte. Dacă iei literele ebraice și le așezi într-un anumit fel pe calculator și dacă citești pe diagonală sau pe verticală sau sărit din 3 în 3, din 7 în 7, limba ebraică și de așa fel scrisă consonante încât permite sau în orice caz e mai ușor de manipulat în așa fel literele ca să poți citi ce vrei tu să citești atunci când citești într-un mod care evident nu s-a intenționat de către autorii Scripturii. Nu intru în detalii în privința aceasta, cei care ați citit cartea înțelegeți despre ce e vorba, cei care n-ați citit-o n-ați pierdut nimic cu siguranță, dacă ați citit-o pe asta trebuie să citiți apoi și altele care s-au scris și care arată că e o șmecherie până la urmă toată asta, nu e niciun mesaj. Știți cum este? După ce Saddam Hussein a devenit un inamic al evreilor și după ce au fost evenimentele care au fost, în fine, au descoperit unii în codul Bibliei că era scris de multă vreme despre Saddam Hussein acolo. Întotdeauna, după ce se întâmplă anumite lucruri, este scris, adică se descoperă că în codul Bibliei era scris undeva lucrul acesta, codificat. Este ca și cu mesajele lui Nostradamus, unde la fel, după ce se întâmplă un oarecare eveniment politic, se descoperă în centurile lui, în versurile lui, că de multă vreme Nostradamus știa treaba asta. Ei bine, noi nu acceptăm un mesaj codificat al Bibliei. E adevărat că există și o anumită codificare a limbajului în profețiile apocaliptice și în alte situații similare. Dar asta nu înseamnă că mesajul Bibliei este codificat și că poate fi găsit în literele ebraice dacă le citești pe sărite, nu știu cum, sau... Astea sunt lucruri absolut care sunt în afara discuției și mai degrabă sunt de domeniul ocultului. Observând că mesajul Bibliei se află în text, unii cred că în textul Bibliei găsim un mesaj direct de la Dumnezeu, încât nu se întreabă cine a scris, când a scris, cui i-a scris și ce a vrut să spună, ci deschid Biblia și citesc doar într-un mod, să zicem, devoțional, dar într-un sens în care Dumnezeu îmi vorbește direct mie. Ce vorbește Dumnezeu direct mie aici? Adevărul este că Biblia e așa, în așa fel scrisă, încât chiar de multe ori poți să deschizi și la întâmplare și să găsești ceva care să ți se potrivească, chiar dacă nu te-ai întrebat cine a scris, cui i-a scris și așa mai departe. Dar ca să ajungi la concluzia că aceasta este o metodă bună de a afla voia lui Dumnezeu, sunt foarte multe riscuri. Sunt riscuri. De exemplu, citim în Apocalipsa 3:17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, vai de capul tău, ești nenorocit, sărac, orb și gol. Citesc asta. Normal, dacă sunt în situația respectivă și sunt multe șanse să fiu în situația respectivă, sigur că trebuie să mă cutremur, mă pocăiesc,
După ce m-am pocăit și citesc încă o dată pe aici, ce este scris? La fel, nu? Mă mai pocăiesc o dată. Citesc chiar, tot așa este scris. Am vreodată vreo șansă să scrie altfel în Apocalipsa 3:17 să găsesc altceva scris? Nu, eventual dacă citesc în altă parte. Dacă citesc tot acolo, numai așa vă găsi scris. Așa fel că unii găsesc scris numai Apocalipsa 3:17, nu mai găsesc altceva. Este asemănătoare situația aceasta cu aceea a unui frate care se zice că citea Spiritul Profetic și a găsit acolo o scrisoare personală adresată cuiva în care era scris: frate, dumneata mănânci prea mult. Și cam era adevărat. Sau în orice caz, fratele s-a simțit vizat și a mai redus din porții. Dar când am mai citit pe acolo, când am mai trecut pe la pagina, pe la paragraful, acolo scria: frate, dumneata mănânci prea mult. Și fratele a mai redus. Până când? Nu se știe până când. Dar observați, un asemenea mod de a citi poate fi sănătos până la un punct, dar inteligent, rațional, nu este. Trebuie să te întrebi cine a scris, cui a scris, ce a vrut să spună, și să te întrebi cinstit înaintea lui Dumnezeu, să te cercetezi dacă se potrivește sau nu se potrivește. Că s-ar putea să ți se potrivească pe jumătate, pe un sfert, parțial sau total, sau poate să nu se potrivește chiar deloc. În Isaia 43:4 citim la un moment dat: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Adesea ne cade această făgăduință la anul nou, nu? Sau ce? Foarte frumoasă. Este foarte frumoasă. Dar în același timp, dacă stai serios și te gândești, oare chiar așa să dea Dumnezeu popoare pentru mine și neamuri și așa numai ca să... Zice Dumnezeu, ai, n-am nimic. Poporul ăsta nu contează. La o parte. Am nevoie de Florin Lăiu. Chiar așa. Adică oricare dintre noi să fie azi, nu te supăra, Doamne, dar oricum, e adevărat că Domnul Hristos a murit pentru mine, e adevărat. Dacă până acolo pentru un individ să dai un popor, nu prea se întâmplă, nu? Dacă citești însă capitolul biblic, acolo Dumnezeu vorbește lui Israel, vorbește poporului lui. Îi vorbește prin profetul Isaia, într-o vreme în care poporul lui era în primejdie din partea asirienilor. Și Dumnezeu, pentru că poporul s-a pocăit și pentru că Ezechia s-a rugat Domnului, nu? Dumnezeu i-a apărat, a apărat pe poporul lui, a apărat Ierusalimul și a trimis îngerul nimicitor peste armata asiriană. S-au lăsat pe asirieni ca să intre în Egipt și să facă acolo ravagii. I-a lăsat pe egipteni pe mâna asirienilor. Așa a îngăduit el. Altă dată i-a lăsat și pe evrei pe mâna altora, nu? A știut el de ce. Și în sensul acesta Dumnezeu spune lui Israel, poporului lui: dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. În sensul acesta. Nu în sensul că îmi cade mie făgăduința acum și Dumnezeu îi dă pe toți românii sau pe toți evreii pentru mine sau pe toți americanii. Se mai poate folosi greșit Scriptura și folosind textele ei ca pe biletele de papagal. Cum ia papagalul biletul și îți citește acolo norocul, da? Deci pot să deschid la întâmplare și acum vreau să spun un lucru. Eu înțeleg că mulți dintre noi practicăm lucrul acesta și eu am practicat cândva și nu e nicio nenorocire, nu e un păcat de moarte, nu e nu știu ce, nu trebuie să vă gândiți la așa ceva. Vreau să spun doar că este o metodă cu risc. Nu este o metodă recomandată de Dumnezeu, nu e recomandată nicăieri în Spiritul Profetic, nu e recomandată nicăieri în Biblie, așa încât dacă o folosiți, riscați. Nu este nicio altă pierdere decât că riscați. Ce riscați? Riscați să înțelegeți ceva greșit. Adică căutați voia lui Dumnezeu pe o cale pe care El nu a confirmat-o sub nicio formă, n-a confirmat calea asta. Dumnezeu ne-a lăsat să căutăm voia Lui în Scriptură, în textul ei, studiat cu inteligență,
cu rațiune, cu minte sănătoasă și nu pe bază de noroc, la întâmplare, cum se deschide, ca și cum am dat cu zarurile. Înțelegeți? Pentru că în felul acesta putem să greșim. E experiența unei surori care nu se înțelegea bine cu soțul ei. Bine, erau abia căsătoriți și a deschis Biblia să-i răspundă Dumnezeu ce să facă. Și s-a deschis la Ieremia 46, i-au căzut ochii pe versetul 19, că mai contează și cum cad ochii, asta nu e chiar la întâmplare, dar hai să zicem. Și scrie acolo, fă-ți ca la balâcul. Gata, deci Domnul mi-a spus ce să fac. Era chiar atât de sigur că Domnul a vorbit pe calea asta? Discutabil, nu? O altă citire greșită a Bibliei poate să fie aceea care nu ține seama de căile transmiterii textului. Biblia este în felul acesta considerată ca și cum ar fi căzut din cer, ca epistolia Maicii Domnului sau nu știu ce, a căzut din cer, ca și cum Dumnezeu a scris-o cu mâna Lui și a rămas așa ca pe tablele de piatră neschimbat și a ajuns până la noi și eu citesc acum epistola lui Dumnezeu, da? Și ce îmi spune Dumnezeu mie aici? Bun, este clar că putem fi adesea parțial binecuvântați chiar de o citire mai puțin corectă a Bibliei. Și să dea Dumnezeu să o citească oamenii măcar așa la întâmplare decât să nu o citească deloc. Sau decât să o disprețuiască. Dar există în privința aceasta unele capcane și există oameni chiar care sunt inteligenți în felul lor, dar care ar putea fi și înțelepți, nu numai inteligenți, și să respecte ceea ce este cunoscut în domeniu. Adică știm că Biblia a fost scrisă de oameni ai lui Dumnezeu, știm că a fost scrisă anumite manuscrise, manuscrisele originale s-au pierdut de multă vreme, nu mai știe nimeni de ele. Au trecut mii de ani, intemperiile și timpul, așa cum se știe, și oamenii nici nu au fost interesați de original, propriu-zis. Metoda era pe vremea aceea să se copie exact, fidel, și să se transmită prin copiere din generație în generație. Apoi când s-a inventat tiparul, s-a transmis pe calea tiparului, s-a tradus în diferite limbi și înainte de tipar și după ce s-a inventat tiparul, așa încât Biblia a ajuns la noi pe o cale indirectă. A ajuns prin oameni, prin intermediul altor oameni. Trebuie să mulțumim în felul acesta lui Dumnezeu care prin intermediul bisericii ortodoxe, catolice și altor biserici de-a lungul timpului istorice, au făcut ca manuscrisele respective să ajungă până la noi și să putem avea în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu în limba noastră. Deci tradus în diferite traduceri, mă rog, o citire inteligentă a Bibliei ține seama de lucrul acesta. Nu fiecare cititor al Bibliei va putea să și aibă acces la limbile originale ale Bibliei și pentru asta trebuie oarecare specializare. Dar trebuie să ținem seama de faptul că a ajuns până la noi pe anumite căi. Și din cauza aceasta nu trebuie să fetișizăm un anumit manuscris sau o anumită traducere și să spunem asta e de la Dumnezeu, asta e inspirată și o altă traducere nu este inspirată. Asta e bună că e de la cutare, asta nu e de la o altă biserică și nu e bună. Noi adventiștii nu avem o traducere a noastră în limba română cel puțin, nici în engleză nu avem o traducere a noastră. Există participări ale adventiștilor la anumite traduceri biblice, dar nu avem o traducere adventistă specifică. Noi am preluat anumite traduceri existente și în mod oficial noi înțelegem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu inspirat, indiferent în ce traducere ar fi. Nu este înțelept să spui asta este inspirată, că asta o folosim noi. Păi asta o folosim noi de câteva decenii, dar tot noi, adventiștii din România, foloseam alta înainte de asta. Nu? Foloseam alta. Și
Situația aceasta este în multe părți din lume. De exemplu, în America există obiceiul unor credincioși, sunt și unii adventiști, dar mai ales neadventiști, care spun că doar Biblia King James, aia engleză veche de acum câteva sute de ani, aceea este inspirată. Aceea e corectă, este inspirată și de asemenea ar fi inspirate manuscrisele după care a fost tradusă Biblia aceasta, așa numitul Textus Receptus. Celelalte manuscrise sunt manipulate, sunt, mă rog, iezuiții, masonii au umblat, au stricat o întreagă istorie, o întreagă teorie conspiraționistă care nu face decât să deruteze pe oameni și să nu respecte adevărul. Iar dacă încearcă cineva să pună lucrurile la punct și să arate care este adevărul, mai ales dacă este profesionist în domeniu, nu are nicio șansă să fie crezut. Profesioniștii sunt vânduți, ei nu pot să aibă dreptate, niciodată. Bun, asta este un punct de vedere pe care o să-l întâlniți dacă nu l-ați întâlnit până acum și eu aș vrea să vă avertizez dinainte că există oameni, chiar unii adventiști, care așa văd lucrurile și nu este cinstit. Mai există iarăși părerea legată de această chestiune, anume că Biblia în manuscrisele originale ar fi inerantă, adică autorii au scris în așa fel încât n-au făcut nicio inexactitate, nu există nicio problemă de niciun fel. Aceasta este o teorie foarte răspândită printre evanghelici, așa numiți fundamentaliști, în special din sudul Statelor Unite, dar și din alte părți ale lumii care sunt în comuniune cu ei. Există o minoritate și printre adventiști care au păreri asemănătoare, dar poziția oficială a bisericii noastre este aceea că Biblia este inspirată în mesajul ei, și nu în cuvintele, o să ne ocupăm de chestiunea aceasta mai târziu. Legat de acest subiect există și prejudecata aceasta, să o numesc așa, că noi nu depindem de nimeni în explicarea Bibliei. Adică, dacă Biblia ne vine direct de la Dumnezeu, sigur că atunci n-a trecut pe la nimeni. Dar dacă ea a trecut pe la atâția copiști și pe la atâția traducători și a ajuns până la noi, atunci când citesc eu Biblia asta, nu trebuie să mă gândesc în același timp că oricât aș crede eu că eu o explic direct, așa cum am primit-o de la Dumnezeu, nu beneficiez într-un fel și de lucrarea făcută de cei care de-a lungul timpului au copiat-o și au tradus-o și așa mai departe. Eu pot să spun, eu nu accept interpretarea nimănui, nu? Eu citesc Biblia singur, numai eu cu Dumnezeu. Da, dar Biblia aceea a fost scrisă, tradusă și a ajuns până la mine datorită unor oameni de-a lungul sutelor de ani. Ca să nu spun mai mult, un timp foarte îndelungat, ceea ce înseamnă și o contribuție omenească, una care nu poate fi evitată sub nicio formă. Și asta implică anumite probleme uneori. Există și un alt mod greșit de a citi Biblia, un mod care pare a fi foarte inteligent, dar care nu e deloc inteligent. Este o citire speculativă a Bibliei. Textul biblic este în felul acesta luat ca un pretext pentru speculații, fie raționaliste, fie mistice. De exemplu, sunt unii care citesc în Scriptură despre creație, despre potop, despre exod, despre învierea Domnului Hristos și așa mai departe și spun, astea sunt mituri. Și încearcă să explice altfel toate aceste lucruri, încearcă să explice cum că autorii au înțeles greșit sau că au primit și ei niște legende, niște mituri pe care le-au transmis mai departe, că doar prin asta au vrut numai să moralizeze pe cititori așa la modul general, așa ca prin
prin povestea aceea cu bogatul și săracul Lazar, dar nu trebuie să crezi chiar așa că e o săptămână naturală acolo sau că a fost potop atât de mare încât să nece toată lumea sau nu. Deci astea sunt legende, mituri. Cei care citesc Biblia în felul acesta cred că sunt foarte inteligenți, dar să ne ferească Dumnezeu de o asemenea inteligență, pentru că o asemenea inteligență distruge absolut autoritatea și puterea întregii Biblii și atunci când ai început să te iei de Geneza 1 și de tot ce mai urmează, până la urmă nu mai există niciun fel de limită și nu poți să mai crezi în nașterea din Fecioară sau în învierea lui Hristos dacă zici că Geneza 1 este mit. Unii caută în Biblie diferite mesaje științifice, descoperiri, cum ar fi electricitatea, relativitatea lui Einstein, sau despre clonare. Ce spune Biblia despre clonare? E bine, Biblia nu spune nimic despre asta. Simplu, în textul ei, nicăieri, Biblia nu vorbește despre treaba asta. Și subiectul e închis. Și așa mai departe, nici despre electricitate nu vorbește nici. E, vorbește despre fulger, da. Dacă autorii ei știau că... Știau ce este electricitatea, care e legătura cu fulger, așa e foarte discutabil. Profeții n-au știut mai mult decât le-a descoperit Dumnezeu, iar ceea ce Dumnezeu le-a descoperit, ei au scris în Scripturi. Și Biblia ne-a fost dată nouă pentru scopuri practice, ca să cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem calea mântuirii și nu pentru a avea descoperiri științifice în Sfânta Scriptură. Nu zic că n-ar putea să existe, dacă poate fi dovedit că există așa ceva, foarte bine. Dar nu trebuie manipulat textul Scripturii să dovedească nu știu ce descoperiri științifice, când de fapt autorii nu au intenționat niciodată așa ceva. Există un alt mod greșit de a înțelege Scriptura, de a o citi ca pe un proces verbal și de a nu înțelege că în Scriptură există și figuri de stil. Ca și în muzică, înțelegeți? Și în muzică mai sunt și floricele, mai e un tril acolo, mai e un vibrato, mai e, eu știu, dacă ai cânta așa plat, fără nici, este, ei, frumos așa, dar e mai frumos totuși când muzica are și ea, transmite și ea emoții, transmite sentimente, nu? La fel și cuvântul scris, proza și poezia au și figuri de stil. Ori Biblia este și ea literatură, nu este doar o simplă transmitere prin cuvinte exacte a mesajelor lui Dumnezeu. Ea este scrisă într-un limbaj omenesc în care oamenii au folosit diferite figuri de stil. Unii cred că nu există figuri de stil, totul este incolor, este alb-negru. Când am prezentat într-o comunitate câteva exemple de acest gen pentru educația tinerilor de acolo și a celor interesați, a fost prezentă o doamnă care a fost foarte atentă și care a fost interesată de subiect, dar la sfârșit mi-a spus, totuși m-a deranjat ceva. Care este problema? A spus că în Biblie sunt metafore. Și cum înțelegeți dumneavoastră? În Biblie nu sunt metafore. Păi nu, cum e posibil ca în Biblie să fie metafore? Metaforele sunt niște figuri de stil. O să ajungem să dăm niște exemple ca să vedeți despre ce e vorba. Și am dat un exemplu. Atunci cum înțelegeți cu tare text? Și textul respectiv, dacă luai în sensul propriu cuvintele, ieșea o absurditate. Și doamna a zis, dacă așa e scris, atunci așa... Ok, nu ar trebui putea să mă cert cu doamna pentru asta, dar este totuși o problemă legată de citirea inteligentă a Bibliei. Alții cred că în Biblie nu există nicio influență culturală, că tot ce este scris acolo este direct, este universal și veșnic, că orice regulă de acolo este pentru toate timpurile, pentru toate locurile și așa mai departe. Bun, principiile lui Dumnezeu sunt principii care sunt pentru toate timpurile și locurile,
Dar când este vorba de anumite reguli, noi avem destule dovezi din Scriptură, nici cel mai literalist dintre toți credincioșii nu ia toate lucrurile literal. Că nu se poate. Și nu ia toate lucrurile fără să țină seama de schimbările culturale. Una dintre aceste figuri de stil despre care vorbeam, din aceste floricele ale literaturii biblice, este hiperbola. Hiperbola este o exagerare literară. Adică, de exemplu, dacă eu spun acum, toată lumea știe cine ești dumneata. Nu? Înțelegeți toți ce vreau să spun. Dar forma în care o spun este o exagerare literară, o hiperbolă. Dar asta nu înseamnă că eu mint, că eu vreau să înșel pe cineva. Pentru că eu presupun că toată lumea o să mă înțeleagă atunci când spun. Este o formă de a exagera pentru a sublinia un adevăr. Doar atât. Dacă vrei să iei în sens literal lucrul acesta, în sens direct, atunci citești Biblia ca pe un proces verbal și ai să înțelegi din Biblie la un moment dat niște lucruri imposibile. De exemplu, citim în Deuteronom 9:1, ascultă Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer. Ați citit asta? Să știți că nu e nicio greșeală de traducere, așa și în textul ebraic. Mari și întărite până la cer, ca turnul Babel, în intenție. Puteți să credeți că erau întărite până la cer cetățile respective? Nu. Dar vorbirea aceasta nu face decât să sublinieze cât de puternici erau acele cetăți, nu? Atâta doar. Este o formă poetică de a te exprima, chiar în proză în cazul acesta, e o formă poetică. Este o hiperbolă, o exagerare literară. Nu este o minciună. Minciuna este întotdeauna cu intenția de a înșela. Aici vorbitorul nu vrea să înșele pe nimeni. Presupune că toată lumea înțelege corect, că nu o să-l ia în sens literal, nu? Mai departe, un alt exemplu, în 1 Împărați 1:40. Tot poporul s-a suit după el, după regele Solomon, și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Aici în textul original spune se crăpa sau se rupea pământul de strigă. Alegeți ce variantă vreți. În orice caz, oricât de mare veselie ar fi la o nuntă sau la orice petrecere sau cum era aici în momentul proclamării lui Solomon ca împărat, oricâte instrumente ar fi fost la fața locului, oricâte trâmbițe și oricâte așa, nimeni, niciun inginer, niciun fizician serios, niciun om care are cât de cât cunoștință de carte sau măcar un bun simț, nu va spune că lucrul acesta e adevărat în sensul că chiar se cutremura pământul din cauza strigătelor lor sau chiar s-a crăpat pământul sau s-a rupt pământul din cauza asta. Înțelegem toți că asta este o exprimare literară, o hiperbolă în cazul acesta. În Coloseni 1 citim cuvintele Apostolului Pavel care spune despre care ați auzit mai înainte prin cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Unii citind versetul acesta au înțeles că pe vremea Apostolului Pavel Evanghelia era predicată în toată lumea, adică pe toate continentele, în toate țările, absolut, era peste tot predicată. Bine, lucrul acesta pur și simplu nu este adevărat. Adică se știe că pe vremea lui Constantin cel Mare, la începutul secolului IV, creștinii erau majoritari în partea de răsărit a Imperiului, adică cea mai mare parte dintre creștini era în partea de răsărit, dar ei erau minoritari în Imperiu și erau doar în cetăți, nu la sate. În partea de apus erau mai puțini, în câteva cetăți existau, dar erau mai puțini. În rest, în afara Imperiului Roman, erau probabil la sud de Egipt, prin Etiopia, în Armenia erau și în alte zone limitrofe Imperiului Roman. Dar
mai departe, în Asia, în tot nordul Europei, în cea mai mare parte a Africii, în Australia, în Americi, în insulele oceanelor, nu era nici picior de creștin. Mult mai târziu, după multe sute de ani, după ce s-au descoperit locurile acelea, au pătruns creștini în acele locuri. Deci, nu putem să luăm în sens literal ce spune aici, este în toată lumea. Este o formă de a spune că creștinismul s-a răspândit, că Evanghelia s-a răspândit pretutindeni, cum zicem noi, că s-a răspândit foarte mult în lume. Apoi, există anumite superlative folosite în Scriptură pe care unii le iau într-un sens absolut. Superlativele pe care vreau să le citesc aici sunt destul de aproape de realitate. Cineva ar putea să spună, ar putea să fie chiar așa. Și până la urmă am putea admite că ar putea fi chiar așa, dar sunt motive pentru care să credem că autorul nu aceasta a vrut să spună. De exemplu, citim în Iosua la capitolul 10, nu a mai fost, Iosua însuși scrie, nu a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Este clar că autorul vrea să spună că a fost ceva cu totul deosebit, nu? Și cred că sunteți de acord ca să opri soarele în loc și luna, ca să se mărească ziua încă, aproape să se dubleze pentru a se realiza un plan al lui Dumnezeu, nu se întâmplă în fiecare zi asta, nu? E foarte rar. Dar aici forma în care autorul o spune arată că așa ceva n-a fost și nici după aceea n-a mai fost. E bine, se referă el la timpul care a urmat după moartea lui. Că știm din Scriptură, aflăm că pe vremea lui Ezechia s-a întâmplat ceva asemănător, nu? Iar ideea că Dumnezeu a ascultat glasul unui om, asta este prezent în multe alte locuri biblice, nu? Că Dumnezeu a ascultat glasul unui om. Numai pe Iosua l-a ascultat, pe Moise nu l-a ascultat Dumnezeu, pe Enoch nu l-a ascultat, pe Ilie nu l-a ascultat când a zis Ilie, o să plouă atunci când am să spun eu. Și ce a zis Dumnezeu? Foarte bine, a dat cheia lui Ilie și s-a încuiat cerul și când vrei să-l deschizi, atunci se mai deschide. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Ilie. Dacă citiți în Profeți și Regi, o să găsiți detalii despre lucrul acesta foarte, foarte interesante. Deci trebuie să înțelegem că aici este un superlativ folosit de autor, ceva asemănător cu hiperbola despre care vorbeam înainte, dar nu este intenția de a ne face să credem că chiar așa ceva nu s-ar mai întâmpla și nu se mai poate întâmpla. În 1 Împărați 3 cu 12 citim, voi face după cuvântul tău, zice Dumnezeu lui Solomon. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum nu a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Nimeni niciodată. E bine, niciodată nu apare în textul original ebraic, asta este o adăugare a traducătorului pentru a sublinia ideea. Dar, oricum ar fi, ideea este tot aceeași, că nu va mai fi nimeni ca tine. Asta a vrut să-i spună Dumnezeu, că nimeni înainte de el n-a mai fost înțelept și nimeni după el nu va mai fi înțelept sau cel puțin atât de înțelept. Dar ce am putea să spunem despre Moise? Ce am putea spune despre Iisus? Ce am putea să spunem despre Pavel? Sau dacă ne lansăm puțin în lumea asta seculară, în care are totuși ceva cunoștințe în domeniu, că toți suntem la curent cu realizările științei, ale tehnicii, nu? Care nu sunt chiar puține, nu sunt de lepădat acolo. Sigur, ele nu ne duc la mântuire, dar ele ne uimesc în ce privește felul în care omul a putut să folosească rațiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, nu? Este clar că Solomon a știut anumite lucruri ale vremii lui, că a avut o anumită înțelepciune care s-a dat pe față în ocazia aceea în care au fost judecate cele două prostituate și în alte situații de asemenea. Dar de aici nu putem să tragem concluzia neapărat că el a fost cel mai înțelept om din toate timpurile și
Nu e chiar așa. Cel puțin așa înțeleg eu. Dacă cineva înțelege diferit, aici nu este o problemă capitală, nu ne afectează credința cu nimic. În Matei 11 citim cuvintele Domnului Hristos care spune așa: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Deci, Ioan Botezătorul, spunea Domnul Hristos, este cel mai mare dintre cei născuți din femei. Ce vrea să spună asta? Că dintre toți oamenii care s-au născut pe pământul acesta în toate timpurile, până la Ioan și după aceea de la Ioan până la sfârșitul timpului, nu este nimeni mai mare decât Ioan Botezătorul? Adică n-aș vrea să fiu greșit înțeles, am tot respectul față de Ioan Botezătorul și cu siguranță că e mai mare de nu știu câte ori decât mine, nu știu să apreciez exact, dar în orice caz nu pot să apreciez eu cât de mare e Ioan Botezătorul față de altul sau față de altul. Însă, realitatea este că Domnul Hristos, vorbind de evreilor, a vrut să îi facă să înțeleagă cât de mare a fost Ioan înaintea lui Dumnezeu și ce profet au avut între ei pe care nu l-au prețuit și l-au pierdut. Nu a vrut să arate că până la Ioan n-a mai fost nimeni ca Ioan și după el n-ar mai fi altcineva. Pentru că ne aducem aminte de Enoch, ne aducem aminte de Moise, de Ilie, de Elisei. Cu ce au fost mai prejos oamenii aceștia? Am putea să spunem, da, dar Ioan a fost mai umilit. E bine, da, putem să spunem că a fost mai umilit decât ceilalți despre care am zis înainte, sau mai umilit decât Iisus, sau mai mare decât Iisus însuși. Și Iisus era născut din femeie, nu? Sigur, născut din fecioară, dar spune în Galateni este folosită expresia născut din femeie, da? Așa spune. Adică era om, născut din femeie. Și el a venit om între noi. Când el a spus nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul, înseamnă că aici intra și el la socoteală. Deci observați că expresiile acestea au o anumită doză de expresie literară, de superlative, care sunt de fapt niște hiperbole prin care se subliniază ideea și nu trebuie luată în sensul absolut. Apoi există o altă idee foarte interesantă legată de faptul că între figurile de stil în Scriptură este folosită și ironia. Acum, la modul popular, ironia este o bagiocură. Da, există și ironii fine, ironii amicale, să spunem așa, constructive, și există și ironii care sunt într-adevăr niște bagiocuri, dar observați că Biblia le pune uneori și în gura lui Dumnezeu. Când zice în Cartea Psalmilor, cu cel bagiocoritor, tu te porți după, nu? Dumnezeu își bate joc de cel, nu scrie așa Biblia, nu? Râde de cel, nu? Sigur, Biblia vorbește în cuvinte omenești, trebuie să înțelegem chestiunea asta. Nu înțelegem pe Dumnezeu chiar în felul nostru. El are motive să plângă și când râde, și invers, ca să vorbim tot într-un limbaj omenesc. Dar iată cum vorbește Dumnezeu cu Iov, în Iov capitolul 38. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Aici nu e nicio ironie. Unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul? Unde și are locuința? Știi să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi că de atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Ce e asta? Este o ironie, nu? Aia este o ironie amicală. Adică Dumnezeu nu-și bate joc de Iov, ci pur și simplu vrea să-l facă să-i trezească mintea, inteligența și să se gândească mai mult la diferența dintre el și Dumnezeu, dintre înțelepciunea lui și înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea îi spune așa. Și de fapt aici este opera autorului care a scris cartea, a lui Moise. E scrisă în versuri, e scris o ironie aici. El, autorul, pune în gura lui Dumnezeu cuvintele acestea și ironia aceasta. Există însă în Scriptură și ironia amară, uneori chiar foarte amară.
În Geneza 3:22 citim, Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Da, omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Adică doi Dumnezei în rai n-au loc. Unul trebuie să plece, nu? Omul a ajuns ca Dumnezeu acum, cunoscând binele și răul. Ajunsese omul ca Dumnezeu? Păi de ce spune Dumnezeu așa? Astea sunt cuvintele pe care Moise le pune în gura lui Dumnezeu, nu? De ce? De ce spune cuvintele astea? În mod sigur este o ironie aici, este o ironie care ne trimite direct la versetul 5, unde șarpele spusese așa, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și ei au făcut prostia aceasta și Dumnezeu zice, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Hai să-l împiedicăm să... Aici este o ironie amară. Omul a ajuns ca unul din noi. A ajuns ca Dumnezeu, da? În Isaia 6:10 citim, unde iarăși Dumnezeu folosește o ironie amară vorbindu-i lui Isaia. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă, urechile ca să nu audă și inima ca să nu înțeleagă, să nu se întoarcă la mine, să nu fie tămăduit. Observați, îi spune exact invers. Aceasta este caracteristica ironiei, că îi spui exact invers decât cum ai vrea să îi spui. Așa, Ionele, să nu mă asculți niciodată, niciodată să nu mă asculți. Du-te și fă ce vrei tu. Asta este. Asta vrei să îi spui lui Ionel când îl cerți și când îi spui așa? Nu asta vrei să spui, dar te doare sufletul atât de mult încât îți exprimi în felul acesta pentru o ironie amară cuvintele, sentimentele. În Amos 4 citim iarăși o ironie amară unde Dumnezeu vorbește, duceți-vă dar la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți mai mult, aduceți-vă jertfele idolești în fiecare dimineață, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Mergeți, duceți-vă, da? Plângând, să zic așa, spune Dumnezeu cuvintele acestea, mergeți și aduceți jertfe la idolii voștri, da? Da, sigur că da. În Matei 26, cu versetele 45-46, citim o altă ironie, unde Domnul Hristos, după ce s-a rugat în Ghețeman și după ce îi rugase mult ca să se roage împreună cu el și ei nu s-au rugat, ci au adormit, el le zice, apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, hai să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Deci a vrut să le spună că să doarmă, nu, pentru că urma vânzătorul și le-a spus imediat, sculați-vă, hai să mergem, nu? Deci când a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, n-a vrut să le spună că în realitate trebuie să doarmă, nu? Ci e un fel de a spune, un fel de, ironic, amar, de a spune că acum ocazia ați pierdut-o pentru rugăciune, puteți dormi, da? Dar nu i-a lăsat totuși așa să doarmă până la urmă, pentru că a zis, sculați-vă, hai să mergem. Vorbeam și despre metaforă, când aminteam despre doamna care nu crede că în Biblie există metafore. Metafora se aseamănă cu o comparație în care nu este scrisă sub forma unei comparații, ci într-un mod mai direct. Și dăm exemple aici. În Iov 38, de exemplu, avem scris așa. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haina din nori și scutece din întuneric? Aici Dumnezeu vorbește în Iov 38. Cum a închis marea cu porți, s-a aruncat din pântecele mamei ei, deci marea s-a născut, are o mamă marea. Când i-am făcut haina din nori, are nevoie marea de haine și de scutece.
Deci este clar că nu poți să iei într-un sens literal lucrurile acestea, că este poezie, nu? Și în poezie toate aceste minciunele frumoase au rostul de a ne ajuta să înțelegem mai bine. Ele fac mesajul mai sensibil și ne fac să fim mai atenți și în felul acesta să primim mesajul în inima noastră. Domnul Hristos spunea de asemenea: eu sunt ușa oilor, eu sunt vița, eu sunt apa vieții, nu? Când zici eu sunt ca apa vieții, aceea este o comparație. Dacă îmi spui direct eu sunt apa vieții, asta este o metaforă. Așa se spune în literatură. Ăsta e cuvântul, nu putem inventa altul. Mai frumos? Este o metaforă. Este o formă poetică de a vorbi. Dacă vrei să iei Biblia ca un proces verbal, atunci lucrurile astea ar fi niște minciuni, că nu e așa, nu? Dar dacă înțelegi că este poezie și trebuie să înțelegi ca pe poezie, atunci ai învățat să citești Biblia inteligent, cel puțin în privința aceasta. Există și o formă dramatizată a metaforei. Citim în Matei 26, de exemplu, când la cina de Paște, despre Domnul Hristos se spune: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Există credincioși, creștini, teologi de acum peste 1000 și ceva de ani, deci din epoca patristică, care citesc cuvintele acestea ca pe un proces verbal. Așa a spus Iisus, acesta este trupul lui. Prin urmare, în momentul în care el s-a rugat, s-a făcut o minune. Pâinea aceea s-a transformat în trupul Domnului. Și deci ceea ce face preotul sau pastorul când dă Sfânta Cină sau Euharistia, atunci este o minune, se petrece o transformare acolo și noi nu mâncăm pâine, ci mâncăm însuși trupul Domnului Hristos, în realitate. Și ăsta este secretul că avem viață veșnică. Deci așa înțeleg foarte mulți. Până la urmă, o asemenea înțelegere este chiar o blasfemie, dar oamenii sunt sinceri foarte mulți în credința asta și așa cred. Există și aspecte culturale în Scriptură de care trebuie să ținem cont. În diferite aspecte ale vieții apar elemente culturale în Scriptură. De exemplu, citim în Geneza 14 despre Avraam, când a urmărit pe împărații aceia. I-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. Asta este ca vorba aceea, cum intre în București pe dreapta sau nu, cum. Deci, încă asta tot mai se poate înțelege, că dacă intri în Gara de Nord, de obicei intri, dar să vorbești despre o localitate care este la stânga altei localități, trebuie să te întrebi, la stânga cui? La stânga, dar cum poziționezi localitatea respectivă ca să știi, să fii sigur că ești, că e la stânga, nu? Aici, în realitate, traducătorul ar fi trebuit să-și facă datoria până la capăt, dar el a vrut să fie mai exact, așa, să scrie exact cum a scris autorul acolo, că e la stânga Damascului, și în felul ăsta ne bagă în ceață. Dar realitatea este că în vremurile acelea, în vremurile biblice, nu numai la evrei, ci în tot Orientul apropiat, ei își imaginau harta, ca să zic așa, harta lumii, nu cum vedem noi. Noi stăm, când ne uităm pe hartă, privim spre nord, avem în dreapta răsăritul, în stânga apusul și jos avem sudul. Dar anticii nu făceau așa. În primul rând nu prea foloseau ei hărți, ci ei priveau spre răsărit, spre orient. De asta se spune că ne orientăm, adică privim cu fața spre răsărit, spre orient, și asta înseamnă că la stânga ai nordul, la dreapta sudul
și în spate ai apusul. Din cauza asta, în limba ebraică, deși există cuvinte pentru miază, zi, apus, răsărit și așa mai departe, mai multe seturi de cuvinte pentru asemenea noțiuni, există și obiceiul acesta de a numi răsăritul, a-l numi înainte, apusul înapoi, nordul se mai numește stânga și sud se numește dreapta. Deci aici când spune că era la stânga Damascului, vrea să spună că era la nord de Damasc. Dar înțelegerea asta nu poți o ai decât numai dacă ții seama de înțelesul cultural al acestei probleme în timpurile acelea. Oricât ți-ai fărma mintea altfel să înțelegi, nu poți. N-ai cum. Trebuie să ții seama de obiceiul lor, de obiceiul local. În Faptele 7 și apoi în Exodul 3 avem cazul în care Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune: descalță-te, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Asta înseamnă că în locurile în care se afla el atunci, era obiceiul să te descalți atunci când intrai într-un loc important. Și obiceiul se mai păstrează astăzi la diferite popoare, la islamici se păstrează. La evrei însă n-a fost cunoscut acest obicei, nu s-a păstrat, nu există nicăieri în Biblie scris că evreii când veneau la templu ar fi trebuit să se descalțe sau că, mai ales că nici nu intrau în templu propriu-zis, intrau în curtea templului. Nici în Noul Testament, că atunci când venim la biserică trebuie să ne descălțăm înaintea Domnului, cum să stai încălțat, ești în prezența lui Dumnezeu, nu? Nu apare nicăieri o asemenea confirmare a faptului că dacă Dumnezeu i-a zis așa lui Moise și apoi i-a zis și lui Iosua, de asemenea, nu apare că aceasta ar fi o regulă veșnică care ar trebui aplicată. De asemenea, se spune în continuare, în 1 Timotei 2, Apostolul Pavel zice: vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. De ce spune aici că bărbații când se roagă să ridice spre cer mâini curate, adică fără fapte rele, să fie curați înaintea lui Dumnezeu? De ce să ridice mâinile? Dumneavoastră când vă rugați, ridicați mâinile spre cer? Nu cred că obișnuiți așa, nu, nici eu nu obișnuiesc. Dar realitatea este că în vremurile biblice, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, aceasta era forma de rugăciune obișnuită. Și nu numai la evrei, chiar și la celelalte popoare, tot așa era. Omul se pleca în genunchi, adesea se prosterna la pământ și când se adresa zeului, se certa cu statuia și ridica mâinile spre. Era cu ochii deschiși și cu mâinile ridicate. Acesta era obiceiul, aceasta era forma care a durat sute și mii de ani. Nu știm exact, adică să fiu mai cinstit, nu știu eu, n-am găsit momentul în care s-a făcut tranziția aceasta spre o nouă formă de rugăciune. În orice caz, cert este că la ora asta nu numai un fel de credincioși, ci toți credincioșii se roagă așa cum ne rugăm noi, aproape toți. Mă rog, doar unii care au vrut să reediteze în mod artificial cultura antică, ridicând mâinile, dar nu ne mai rugăm în felul acesta. În 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel zice la un moment dat așa: dacă o femeie nu-și acoperă capul, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se acopere. Bun. Este astăzi rușine pentru o femeie să se tundă? Și cu ras. Mai sunt unele care se rad și tot. Bine, sunt situații. Dar ceea ce vreau să subliniez aici, că ceea ce era rușine pe vremea Apostolului Pavel, adică era considerat indecent, astăzi nu este considerat un lucru indecent ca o femeie să-și reteze părul, nu? Deci în antichitate, în special în zona asta la care se referă Pavel, dar nu numai acolo, în general vorbind, o femeie tunsă ori era pedepsită cumva, ori era sclavă, ori... Nu exista obiceiul acesta. Femeia trebuia să poarte părul lung. Așa era vremea. Și era rușine dacă nu purta. Iar apostolul spune mai mult aici, pentru că el se referă la o situație în care se pare că unele surori din vremea aceea
încercaseră să dea la o parte obiceiul vălului al acoperirii capului și Apostolul Pavel a intervenit și a zis că sunt probleme la capitolul acesta. La fel a pus problema și când a fost de relația dintre sclavi și stăpâni, Apostolul n-a venit să desfințeze sclavagismul în societate sau în biserică, a luptat indirect pe o anumită cale pentru a îndulci relațiile acestea, dar nu pentru a desființa. La fel, în ce privește relația aceasta, în ce privește obiceiul femeilor de a se purta în societate, în societatea greco-romană, sau cel puțin la greci, dar și la romani nu era diferit mult situația, și chiar și la evrei și la alte popoare, dar vorbim de greci pentru că Apostolul Pavel scrie lucrul acesta corintenilor. Și știm foarte bine că la greci era obiceiul și obiceiul pe vremea aceea era lege. Obiceiul era legea principală, chiar cuvintele folosite în diferite limbi pentru lege și pentru obicei erau aceleași. Obiceiul era lege. Și legea populară, legea moștenită, legea strămoșească, datina, era și lege de stat în același timp, legea cetății. Nu puteai să lupți împotriva unei asemenea legi, să o înlături tu, pentru că faci parte dintr-o anumită grupare specială din societate, atunci gruparea aceea specială ar fi fost considerată inamică și s-ar fi luptat împotriva ei. Apostolul Pavel și-a dat seama foarte bine că dacă el permite creștinilor să strice ordinea societății din vremea aceea, adică să ia acest adevăr despre egalitatea bărbaților și femeilor și așa mai departe, despre care el vorbise în mod serios, să ducă până acolo încât și în fața societății să arate că ei consideră că sunt egali, apoi grecii ar fi intervenit într-un mod foarte, foarte dur. Ăștia ne strică toate rânduielile, vă dați seama ce înseamnă. Biserica așa era persecutată și așa era urmărită. Dacă ei ar fi dezlegat asemenea rânduieli sociale, atunci biserica ar fi fost mult mai persecutată, mult mai dur, s-ar fi dus un război de exterminare împotriva ei. La fel este și cu ceea ce spune în 1 Timotei 2. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Chiar așa era rânduiala în cetățile grecești. Femeia nu avea voie să vorbească în public. În primul rând nu venea ea la adunarea cetății, acolo că veneau numai bărbații, în adunările politice. Dar atunci când totuși trebuia să fie prezentă în public, se știa clar că trebuia să arate că este căsătorită, deci să fie cu capul acoperit, asta arăta că este căsătorită, nimic altceva. Și în același timp nu scotea un cuvânt. Era lege. Asta era legea timpului. Întrebarea este dacă este înțelept să luăm o regulă care era aplicată în niște timpuri care erau vai de capul lor și să aplicăm aceeași regulă astăzi, când societatea din jurul nostru nu mai are regulile vechi ale grecilor. Asta e o întrebare foarte serioasă. Biblia are, așa cum vedeți, și o față omenească. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că mesajele ei sunt inspirate și că trebuie luate în serios. Dar Biblia ne-a fost transmisă printr-un limbaj omenesc și prin modalități de expresie omenești. Ca o scriere omenească are și ea limitele ei omenești, și trebuie să ținem seama de lucrurile acestea. Nu mai este timp ca să dau mai multe exemple, dar aș vrea să rotunjesc această din urmă expresie ca să puteți înțelege despre ce este vorba. Biblia este 100% divină și 100% umană. Nu este 50% divină și 50% umană. Adică
așa cum Domnul Hristos a fost și a rămas 100% Dumnezeu și 100% om în același timp. E mai dificil să înțelegem și să exprimăm cum s-a făcut această unire, cum s-au combinat cele două naturi și nu este treaba noastră să explicăm toate tainele lui Dumnezeu. Dar realitatea este că asemenea Domnului Hristos și Scriptura este 100% divină și 100% umană. Apostolul Pavel, vorbind despre Evanghelie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, spunea: comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Vasele de lut sunt vase de lut, ieftine, se pot crăpa oricând, se pot sparge, ceea ce contează însă, ele sunt recipientul unor valori. De dragul valorii care este depozitată în ele, de dragul acela ne interesează vasul respectiv. Luther, vorbind despre relația aceasta dintre mesajul Scripturii și limbajul ei cu tot ceea ce ține de limbaj, el asemăna cu Domnul Hristos, cu pruncul Iisus, vorbind despre pruncul Iisus ca fiind mesajul lui Dumnezeu și despre toate caracteristicile limbajului fiind ca și scutecele în care era învelit Iisus, nu? Scutecele valorau puțin pentru a-l înveli pe pruncul Iisus, după aceea se schimbau alte scutece și așa mai departe. Dar mesajul Scripturii este asemenea lui Iisus. Aș vrea să vă citesc în final câteva cuvinte din Spiritul Profetic ca să înțelegem ce spune inspirația despre această inspirație a Bibliei, pentru că este un principiu fundamental despre care eu consider că ne poate ajuta să citim cu adevărat inteligent Scriptura. Cuvintele acestea sunt, mesajul acesta este și tradus. Astăzi există volumele Soli Alese. În primul volum, primul capitol, apar cuvintele acestea, sigur, într-o traducere proprie. Eu le-am tradus acestea mai de mult înainte de a fi tradusă cartea direct din engleză și puteți găsi în engleză, în original, pe site-ul specific al patrimoniului Ellen White, la adresa indicată. Biblia nu ne-a fost dată într-un limbaj grandios, supraomenesc. Iisus, pentru a ajunge la om acolo unde se află, a luat natură umană. La fel și Biblia a trebuit să fie exprimată în limbajul oamenilor, iar tot ce este omenesc este imperfect. E posibil? Chiar și textul Bibliei, chiar și limbajul Bibliei? Așa este scris. Diferite sensuri sunt exprimate prin același cuvânt. Nu există un cuvânt pentru fiecare idee distinctă. Aici se referă la limbaj. Avem tendința de a crede că dacă undeva scrie, e folosit, de exemplu, cuvântul sfințire, înseamnă că oriunde este folosit în Biblie cuvântul acesta, trebuie să fie folosit cu același sens teologic pe care îl învățăm noi. Nu neapărat. Contextul arată cu ce sens a fost intenționat de autor. Și așa mai departe și cu alte cuvinte. Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Vreau să vă spun că țin foarte mult la această exprimare. Pentru că dacă nu ar fi această exprimare, ar fi greu de echilibrat ceea ce este spus mai sus. Tot ce este omenesc este imperfect. Limbajul este omenesc. Limbajul este imperfect. Orice altă contribuție omenească, care nu vine din revelația divină și care ține de limbaj, ține de imperfecțiune. Nu înseamnă că trebuie căutată imperfecțiunea, neapărat. Dar uneori poți să dai cu ochii de ea și ești nevoit să dai o explicație. Biblia ne-a fost dată pentru scopuri practice, adică scopul de a descoperi pe Dumnezeu care este calea mântuirii, de a înțelege ce avem de făcut în legătură cu mântuirea noastră și a altora. Pentru aceasta ne-a fost dată Biblia. Dacă cineva caută în Biblie altceva,
sunt foarte multe șanse să nu găsească. Biblia a fost scrisă de oameni inspirați. Totuși, ea nu reprezintă modul în care gândește și se exprimă Dumnezeu însuși. Modul de gândire și exprimare este al agentului omenesc. Dumnezeu, ca scriitor, nu este reprezentat. Ce vorbeam adineori? Floricelele acelea, metafore, ironii și hiperbole și așa mai departe, toate acestea, țin de literatură, de limbaj și sunt rodul înțelepciunii și a culturii autorilor care au scris. Ei au scris așa. Autorul a ales să scrie în poezie și nu în proză. A ales să scrie într-un acrostih și nu altfel. El a ales cu tare parabole, el a ales, mă refer la autor, nu la Domnul Hristos singur și a făcut parabolele. Dar autorii Bibliei de asemenea rostesc uneori adevărul în parabole, în diferite forme de vorbire, care sunt produsul lor. Nu înseamnă că aceste daruri sunt cu totul sunt străine de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă daruri oamenilor și în ce privește darul expresiei, a limbajului, a literaturii și așa mai departe. Dar este cu totul altceva, aceasta nu ține de inspirația profetică. Atunci când spui că Eminescu a fost inspirat, te referi la poezia lui, că a fost inspirat în cutare poezie de dragoste sau de natură. Dar nu inspirat în sensul profetic, nu? Nu în sensul acesta. Sau când spui, de exemplu, uite că am fost inspirat că am luat umbrela pentru că tocmai a început să plouă. Este o formă populară de a vorbi, nu este o inspirație aceasta. Inspirația profetică este strict legată de de o lucrare specială a Duhului Sfânt, de un dar special al Duhului și de o revelație specială, supranaturală din partea lui Dumnezeu. Adesea oamenii spun, cu tare exprimare din Biblie nu se potrivește lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat să citiți Biblia și să găsiți, domnule, parcă asta, parcă n-ar fi spus Dumnezeu chiar așa, nu? Ce spune Ellen White în continuare? Dar Dumnezeu nu și-a pus la încercare puterile în cuvintele, în logica și în retorica Bibliei. Scriitorii Bibliei au fost secretarii lui Dumnezeu și nu condeiele lui. Adică Dumnezeu n-a folosit pe scriitorii Bibliei ca pe niște condeie ca să scrie ce a vrut el și ei nici nu s-au gândit măcar ce scrie acolo. Ca și cum ar fi fost niște automate. Ci ei au fost folosiți ca niște oameni cu voință, cu minte, cu imaginație, cu capacități diferite, Dumnezeu așa i-a folosit. Domnul se adresează oamenilor printr-o vorbire imperfectă, pentru ca simțurile degenerate, percepția greoaie a ființei pământești să poată înțelege cuvintele lui. Astfel este manifestată condescendența lui Dumnezeu. El întâlnește pe oameni acolo unde sunt ei. Biblia, desăvârșită în simplitatea ei, nu poate răspunde totuși marilor idei despre Dumnezeu, fiindcă ideile nemărginite nu pot fi întruchipate în mod desăvârșit în vehicule mărginite ale gândirii. Cu alte cuvinte, limbajul omenesc nu poate cuprinde toată măreția realității mesajului lui Dumnezeu. Este suficient pentru motive practice, pentru ceea ce avem nevoie. Dar dacă vrem să înțelegem lucrurile acestea până la capăt, nu putem niciodată, pentru că limbajul omenesc, chiar al celui mai bun autor, nu este capabil, nu este nicio limbă pământească care să fie în stare să exprime lucrurile acestea. Nu cuvintele Bibliei au fost inspirate, ci scriitorii ei au fost inspirați. Inspirația nu acționează asupra cuvintelor sau asupra expresiilor omului, ci asupra omului însuși, care sub influența Spiritului Sfânt este umplut cu gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta minții individuale, este vorba de mintea individuală a autorului care scrie. Mintea și voința divină sunt combinate cu mintea și voința umană. Astfel, declarațiile omului inspirat reprezintă cuvântul lui Dumnezeu.
Există diferite exemple care s-ar putea da, trebuie să le depășesc pe majoritatea, dar haideți să luăm totuși două dintre ele, cele mai simple, care nu durează mult. Dacă citim, de exemplu, în Cântarea Cântărilor 1:9, unde este foarte bine tradus, corect, nu este nicio greșeală, așa este scris și în textul ebraic. Mirele, iubitul din Cântarea Cântărilor, îi zice iubitei, cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Observați, expresia aceasta, în mod sigur, are o încărcătură culturală, pentru că pe vremea aceea și în cultura respectivă, calul era cel mai frumos animal și iapa, încă iapa de la carele lui Faraon, care era bine îngrijită și îmbrăcată, harnașată frumos, era o frumusețe, nu? Așa cum ai spune acum, porumbiță, eu știu, ciocârlie și așa mai departe. Da. Dacă cineva vrea să zic, domnule, dacă e cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, înseamnă că și asemenea comparații sunt inspirate, nu? Sunt inspirate și atunci eu am să-i scriu iubitei mele în felul acesta inspirat, pentru ca să am succes, da? Dacă vrei să riști, poți încerca, dar eu cred că ai toate șansele să pierzi partida. Un exemplu din Leviticul 11, probabil că ați trecut peste exemplul acesta și am trecut multă vreme și nici nu m-am gândit. Zice așa, să nu mâncați iepurile de casă care rumegă, dar nu are unghia despicată, să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați iepurile care rumegă, dar nu are unghia despicată, să-l priviți ca necurat. Acolo unde scrie iepure de casă, în originalul ebraic, e cuvântul șafan, care este un alt animal, se numește Daman sau Hirax. Este ceva care seamănă cu iepurile, cu un șobolan, dacă vreți, dar are picioarele diferite de aceste rozătoare și care trăiește de obicei prin munți, prin stânci și care nu rumegă. La fel însă iepurele, aici este corect tradus, iepurele, despre care Moise spune rumegă, dar nu are unghia despicată. Ei bine, întrebați pe cine vreți, specialist în domeniu, sau despicați un iepure să vedeți dacă are toate măruntaiele specifice pentru a rumega și vedeți că nu rumegă. Iepurele niciodată n-a rumegat și nu rumegă. Dar el își mișcă cumva buzele în așa fel încât ai impresia că este ca o oaie când rumegă, nu? Doar atât. Asta poate să ducă în eroare pe cineva. Dar în realitate nu rumegă. Până la urmă, lucrul acesta se rezolvă și observați, să și repetă în Deuteronom 14. Este aceeași idee, deci nu e greu de crezut că este o chestiune care pe parcursul timpului a fost schimbată. Și nu văd cine ar fi avut interesul să o schimbe. Dar realitatea este că oricum ar fi, iepurile este necurat. De ce? Pentru că nu împlinește ambele criterii despre care vorbește Scriptura aici, nu? Deci trebuie să împlinească ambele criterii. Să rumege și să aibă copita despicată și unghia despărțită. Deci, neavând amândouă criteriile acestea îndeplinite, el este necurat. Deci, mesajul este foarte clar. Nu mâncăm iepurile. Dar dacă ne interesează problema asta teoretică, ce a vrut Moise să spună cu chestiunea aceasta, este pur și simplu în afara discuției. Adevărul este că iepurile și damanul nu rumegă. Ei, putem face cercetări în privința asta. De unde o fi învățat prințul Moise lucrurile acestea? Este posibil că nu a văzut prea mulți iepuri până la data la care a scris sau că așa a aflat din cultura în care era, nu știm exact, dar în orice caz, cu chestiunea aceasta rămâne în afara discuției. Un alt exemplu biblic și ultimul, în Psalmul 121 citim următoarele cuvinte. Domnul este păzitorul tău,
Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Este clar mesajul. Ce vrea să ne spună autorul? Să ne spună că în anumite condiții, pentru că apare în versurile anterioare, în anumite condiții, dacă ești de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu stă la dreapta ta, El este Cel care te păzește de orice rău. Dincolo de asta, sunt niște mici probleme, să zicem. Când spune Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, aici este o mică problemă de traducere, că nu e vorba de umbra mea pe mâna mea dreaptă. N-are cum să fie umbra mea pe mâna mea. Aici este vorba de umbra Domnul fiind la dreapta mea. Tocmai asta este o expresie poetică care arată că El este la dreapta mea. Pentru că umbra Lui este în partea mea dreaptă, nu? Și în felul ăsta arăt că Domnul este la dreapta mea. De aceea nu te va bate soarele ziua, pentru că El mă umbrește, da? Nu te va bate soarele ziua, înțelegem expresia aceasta, care este poetică aici, în orice caz. Apoi, nici luna noaptea. E bine, cum te-ar putea bate luna? Ați auzit expresia de pălit de lună sau bătut de lună, da? Expresia aceasta este foarte veche, este extrem de veche și în toate culturile lumii s-a crezut că luna, în anumite faze ale ei, are o anumită influență nefastă asupra psihicului omenesc și că din cauza asta ar apărea epilepsia și alte boli de genul acesta. Așa s-a crezut. Lumea așa credea. Și în Noul Testament citim că aduceau la Iisus pe tot felul de, și între alții, și lunatici, nu? Așa se credea. Erau bătuți de lună. Dar, să știți, luna nu are absolut nicio influență asupra creierului. Nu are nicio influență. Da. Poetic, da, putem spune așa, și înțelegem mesajul, dar nu putem să luăm cuvintele acestea ca fiind un adevăr științific. Nu pentru asta a fost scris psalmul, ca să ne învețe zoologie, Moise prin Leviticul 11, sau ca psalmistul să ne învețe aici cosmologie sau alte lucruri din domeniul fizicii. Aș vrea să închei pe o notă frumoasă, citindu-vă psalmul 1, într-o traducere nouă, un psalm care are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, cu obiceiul de a studia cu plăcere cuvântul lui Dumnezeu. Ferice omul care n-a urmat îndemnul celor meșteri la păcat și n-a făcut pe calea lor popas, șezând cu hulitorii la taifas, ci el iubește legea lui Iahveh, de stă cu ea la șoapte zi și noapte. E ca un pom pe mal de râu sădit, care dă rod la timpul cuvenit și a cărui frunză nu se vestejește. Pe tot ce pune mâna izbutește. Nu tot așa-s cei răi, nu tot așa, ci ei ca paiun vânt s-or spulbera. La judecată nu vor sta bățoși, nici în sobor de drepți cei păcătoși. Iahveh cunoaștea drepților purtare, dar calea celor răi este pierzare. Doresc din toată inima să rămâneți cu ceea ce ați putut înțelege bine și frumos din cuvintele acestea, cu privire la aceste reguli sau criterii sau, mă rog, informații legate de citirea inteligentă a Scripturii. Nu este vorba, în primul rând, de indicele de inteligență aici, ci este vorba de o bună voință și de un bun simț pe care ni l-a lăsat Dumnezeu, ca atunci când citim să ne întrebăm nu doar ce-o fi vrut Dumnezeu să spună, ci și ce a vrut autorul să spună, în așa fel încât să nu confundăm cuvintele lui Dumnezeu cu cuvintele omului,
Cuvântul lui Dumnezeu este mesajul care are direcție practică, iar cuvintele, limbajul, sunt ale oamenilor. Sunt ale oamenilor. Și așa cum am citit, tot ce este omenesc este imperfect. Deci nu trebuie să cerem cuvintelor Scripturii și autorilor mai mult decât li s-a dat. Ceea ce trebuie să le cerem însă este să ne spună care este cuvântul Domnului, care este mesajul practic pentru noi. Lucrul acesta contează și este de cea mai mare valoare în viață ca să studiezi cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât mereu să te întrebi ce vrea Dumnezeu aici să-mi transmită, care este mesajul, cum trebuie să înțeleg lucrul acesta, ce a vrut autorul să spună, când a scris, cum a scris și punându-ne cât mai multe întrebări de genul acesta putem să ajungem la o înțelegere cât mai corectă. Lucrul acesta nu se realizează într-o zi, două, ci într-o viață. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze tinerețea și bătrânețea și tot ce mai avem cu înțelepciunea de a citi Biblia într-un mod inteligent. Amin. În numele Domnului Iisus și spre slava lui Dumnezeu, închidem acest serviciu divin de la sfârșitul sabatului aproape prin intonarea imnului 151, strofele 3 și 4. Te lăudăm, Doamne, și îți aducem lauda noastră din toată inima. Ne-ai dăruit un mesaj atât de frumos. Ne-ai dat cuvântul tău atât de minunat, în care noi putem să-l înțelegem cu înțelepciunea pe care o primim de la tine. Îți mulțumim pentru această dragoste care o ai față de neamul omenesc și ne-ai inclus și pe noi de aici. Te rugăm, Tată bun, să-ți lași binecuvântarea ta peste fiecare suflet care a auzit acest mesaj din partea ta și să ne ajuți ca de aici înainte să studiem cuvântul tău cu mai mult dor, cu mai multă dragoste și cu mai mult interes pentru mântuirea noastră și celor din jurul nostru.
În câteva clipe vom începe din nou o săptămână și dorim să începem împreună cu tine, cu acest cuvânt sfânt al tău. Și în fiecare clipă, în fiecare zi, să studiem cuvântul, să vorbim cu tine și să cerem sfatul de la tine, cum trebuie să trăim ca noi să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Lăudăm și glorificăm în altul tău nume de Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt pentru toate. Amin. Amin.